O casă din apropierea mănăstirii Bânova a fost cuprinsă de flăcări aseară. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași, incendiul s-a manifestat cu flăcări la aproximativ 150 de metri pătrați din suprafața construită. 4 autospeciale de stingere s-au deplasat la fața locului pentru lichidarea incendiului. Nu au fost înregistrate victime, dar o singură persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a suferit un atac de panică.